Wow, ăsta este momentul de wow. Salutare și bine v-am regăsit. O să vedem de aproape o chestie care seamănă scenă dintr-un film SF. Dacă l-ați văzut pe Tom Cruise, cum tot intră în scheletul ăla și se tot luptă cu extraterestrii, ceva de genul ăsta vom vedea și aici. Un robot, un exoschelet în care poate să intre un om și care devine dintr-o dată supra-om, pentru că poate ridica greutăți foarte mari. Costumul pe care îl vedeți cântărește 120 de kg, dar odată ce omul intră înăuntru, practic nu-i simte greutate, pentru că poate să facă niște chestii absolut spectaculoase pe care o să le vedem imediat. Scheletul acesta este motorizat și are un pachet de baterii. Vine pe un cărucior din ăla, este pus la încărcat și apoi în timpul zilei poate fi folosit fără probleme de omul care trebuie să facă tot felul de lucruri cu echipament greu. Operatorul, lucrătorul, cum vrem să-i spunem, în momentul ăsta se echipează, recunosc prinderile de la snowboard, însă de ce trebuie să prindă atât de bine în interiorul exoscheletului este pentru că tot ansamblul îi va urmări fiecare mișcare și va încerca să răspundă, să intească fiecare pas. Altfel, ar să miști tu 120 de kg de metal și n-ar fi ușor. E o procedură un pic complicată până te bagi în el. Procedura din tren harnașament este destul de importantă și am întrebat cât de periculos este în cazul în care robotul se defectează. Are o procedură prin care atenuează fiecare mișcare și se va prăbuși foarte lent. Nu ai vrea să vină 120 de kg peste tine. Are și o oprire de siguranță acolo, pe care în momentul ăsta o verifică. Și totul este controlat cu un software de pe un telefon, dacă vine să crezi, unde vede câtă baterie mai are și ce lucruri are de făcut. Pare destul de intuitiv dacă te-ai uitat la film SF. Ok, și acum urmează să iasă din căruț. Acum a preluat întreaga greutate. Wow, ăsta este momentul de wow. Incredibil. Okay. Da, e moment de gură cască. Operatorul în acest exoschelet, care apropo este un student de robotică, o să ridice o roată care cântărește vreo 60 ceva de kilograme și apoi niște bagaje tipice de aeroport pe care cu toții le primim rupte, tăvălite și zgâriate de niște muncitori care au mari probleme cu spatele și cu oboseala din cauza acestui tip de efort. Nu pot să-i condamn pe ei că fac munca aia, dar cineva trebuie să o facă și ar fi de preferat să o facă astfel de robot, dar hai să vedem cât de bine merge. So I'm not very good at dancing. You won't see me doing discos, but it's kind of fun. You know, you're just kind of sitting here in the robot, you wait for stuff to get done. You just kind of have fun. So it's very agile. And so if you're to ever trip, you can catch yourself because it's going to move just as fast as you want it to, right? Hai, moment de wow, da? Right. Un moment tipic CES. I'm just going to lift this tire. It's not very heavy. Nu are condiție fizică mult mai bună ca mine și are un costum de 120 de kg și o roată de 60 de kg pe care le-a ridicat ca și cum n-ar fi nimic. Și se mișcă de parcă nici nu simte greutatea întregului ansamblu, cu toate motoarele și cu totul, zice că percepe pur și simplu greutatea echivalentă a unui rucsac, un rucsăcel aproape gol. De pe cărlige a trecut pe degete și o să vedem cum ridică bagaje. So,
32 de kilograme, cel mai mare bagaj pentru zboruri intercontinentale. Și ce mi se pare foarte interesant este că în momentul ăsta are 75 de kilograme aproximativ acolo și tot ansamblul depășește mult, peste 200 de kilograme și tot reușește să fie agil. Costumul lui, cu greutatea lui, cu bagajele, sar spre 250 de kilograme. Este impresionant să vezi cum așa ceva se poate mișca exact ca un om. Could you tell me the total weight you can put up? So we can lift up to 100 pounds in each arm currently. So that's the maximum we can lift. At the same time. At the same time. Wow. Yeah. Okay. Yep. Până la 50 de kilograme per braț, așadar împreună poate ridica 100 de kilograme și de aici vine problema aceea de care vă spuneam, 120 de kilograme plus kilogramele lui, încă vreo 90, spre un sfert de tonă care se mișcă. Și uite-te și tu la unghiurile astea, din unghiul ăsta, arată exact ca într-un film, arată ca într-un joc. Dar e aici. În momentul în care vezi robotul ăsta mișcându-se așa, începi să te întrebi un lucru. Oare muncile de genul acesta ar putea să fie făcute în viitor de oameni cu probleme de mobilitate? Adică să ai o problemă cu un handicap locomotor, să nu mai fie o limitare pentru a lucra astfel de munci? Dacă ai avut un accident de muncă și ești un inginer foarte bun sau ești un om foarte bun de mentenanță pentru aviație sau pentru cine știe ce industrie grea, poți să rămâi în câmpul muncii cu ajutorul unui astfel de exoschelet și poți să fii chiar mai bun decât colegul care stă doar pe picioare și pe mâini. Ceea ce arată cât de departe a ajuns robotica și toate motoarele acestea care funcționează în timp real demonstrează asta. E bine, exoscheletul uman, cel care te poate ajuta să ridici mai mult decât propria ta greutate, este aici la CES 2020. Și l-ai văzut pentru prima dată aici. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut, dă-mi un share să vadă și prieteni și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Spune-mi mai jos la comentarii unde ți imaginezi tu că pot fi folosiți astfel de roboți. Uite, îți vând eu un pont. Sunt convins că băncile se uită la așa ceva, pentru că habar nu ai cât de grele poate să fie lingourile alea și pachetele de bani. Și sunt probleme de sănătate și pentru oamenii care trebuie să le manipuleze de colo-colo. La asta nu te-ai gândit, nu? Și asta este o problemă. Dar aștept de la voi să-mi spuneți mai jos la comentarii ce fel de probleme ați rezolvat voi cu un astfel de exoschelet. Haideți, deveniți creativi! Și le mulțumim și celor de la gsmnet.ro care ne susțin în aventura noastră la CES 2020. Urmărește-ne și pe Instagram cu hashtagul CavaleriaCES ca să vezi tot ce am postat de aici, pentru că am văzut o mulțime de lucruri interesante. Marian, spre exemplu, a vânat toate nebuniile, toate lucrurile absolut geniale. Radu este pe televizoare și pe laptopuri. Iar eu am inclusiv oameni virtuali. Numai bine!